Mai exact, cele mai cunoscute surori din showbiz dezbinate și le aveală motivul pentru care Katinka și Oana Roman nu își mai vorbesc de luni bune. Și ce suferință i-a provocat Petre Roman fiicei sale, avem mesajul dureros al Oanei pentru părintele său. Dat. A venit la tine în ultima perioadă să-ți spună ce are pe suflet, așa? Până să facă acea postare pe Facebook? Nu, că noi nu prea le avem cu confesiunile și oricum Oana e foarte independentă ca temperament și întotdeauna îi place să se descurce singură și să ia singură hotărâri, ceea ce e foarte bine. Da. Așa, dar... Oricum, are multe proiecte, eu zic că timpul le rezolvă pe toate. Pe lângă toate acestea, Oana Roman a spus că relația ei cu Katinka este un subiect delicat. Însă nici cea cu tatăl său nu este una mai bună. Oana Roman a spus că Petre... ...pentru că... În momentul ăsta, familie pentru mine este doar Izabela, e mama, evident, numai că mama este un om pe care eu trebuie să-l ajut. Ea, din păcate, nu mai poate să ajute. E cum normal, e firesc. Familie înseamnă mama, înseamnă Iza și, evident, Marius, pentru că el este soțul meu, e tatăl copilului meu și rest cam atât. Până la urmă, este o alegere asumată a lui. Eu nu pot să-l judec pentru asta, doar că, știi, foarte multă lume are senzația că eu sunt fata lui tata și că el face, drege, că mă sprijină cu mult, că îmi dă bani, că, mă rog. Și vreau ca lumea să înțeleagă că nu e așa și, mă rog, foarte mulți au înțeles de mult chestia asta, că niciun proiect profesional, de exemplu, nu l-am făcut datorită lui vreodată, că mă descurc singură, casa asta pe care mi-am luat-o, eu am vândut un apartament și mi-am luat casa asta, el nu m-a ajutat. Totul pe forțele proprii. Tu ai încercat să te duci către el, totuși să restabilești această legătură cu tatăl tău? Eu am încercat, l-am mai tot sunat, bai ocupat, s-a întâmplat ca de multe ori când vorbeam cu el să-mi spună, hai că vorbim și aproape să-mi închidă telefonul, nu știu din ce motive, poate nu mai putea, poate nu era lăsat, habar n-am. Eu am încercat. Când am văzut că nu se poate, am lăsat o baltă. N-am mai discutat despre această situație, deoarece, în primul și în primul rând, declarația Oanei ne-a pus pe gânduri în momentul în care a spus că singurele ei rude de sânge sunt mama și fiica ei, rude de sânge, repet, și apoi, întrebată fiind Katinka despre ce se întâmplă între ele, știind că aveau o relație bună, că se susțineau, că se ajutau, n-a fost așa întotdeauna? Știți mai multe decât noi, probabil, prima prietenie pe care o are Mihai cu Oana. Ele sunt două firi total diferite. Asta nu înseamnă să nu mai vorbești. Stai un pic. Nu înseamnă să nu mai vorbești, sigur că da. Dar Katinka poate foarte bine să stea separat și să nu mai vorbească cu ele până la moarte. De ce? Așa e ea, nu e o fată rea, din contră, dar e felul ei, știi? Deci e un om rece, părerea mea, iartă-mă dacă greșesc. Dar Oana este toată o inimă,
Deci sunt diametral opuse. Pentru asta... Doamna Mitoșeru, mai există frați, mai există surori? E, mai există pe naiba în ziua de astăzi. Se spune că sângele apă nu se face. Măi, hai să fim serioși. Tu, voi nu vedeți că și frații între ei nu se mai ajută și unii sunt plecați în afară, alții sunt aici. În cazul acesta nu e niciunul, niciuna dintre ele nu e plecată în străinătate. Sunt amândouă în același oraș, se învârt amândouă în același mediu în showbiz și repet, ne-au pus pe gânduri declarațiile lor ca mai apoi tot Oana să fie cea care vine și clarifică situația. Păi, da, da, și spune Oana... că totul a pornit. Oana e oricând dispusă să meargă, să o vadă, să vorbească cu ea, dar cealaltă stă separat, e rece, e distantă, e înțelege, adică nu ai de la Oana să pornească toată treaba asta. Ei, o fi obosit și Oana, na. Și plus că Oana e și supărată că atunci când a fost problema cu mama ei. Asta e. Asta e, că asta spune Oana, că ăsta spune Oana de fapt. Sigur, că a fost sigur. Ți-am spus, Catinca este ea și fata ei. Înțelegeți? Deci, așa am văzut eu totdeauna. Totdeauna. Păcând Oana este mama, chiar Catinca, asta mică, Marius, deci prietenii... Vă amintiți că în ultima vreme, doamna Mioara Roman, până să o ia Oana acasă la ea, s-a tot mutat. Și la multe dintre mutări, că mi-amintesc imaginile surprinse de paparazzi.ro, a contribuit și Catinca. Da, mă, da, rece. Oana nu știu spune cum... însă că de această dată nu. Dragă, foarte cum bine a făcut Oana, că a luat-o la ea, foarte bine a făcut. Gata, a spart buboiul, știi? Că așa, ea era într-o parte, mama într-o parte... Ce să vă spun, era foarte greu. Dar așa a luat-o la ea foarte bine, numai să dea Dumnezeu ca să fie diplomată Mioara și să nu se bage în casa Oanei, pentru că avem noi tendința asta de a ne băga când nu trebuie, pentru că și așa e o situație dificilă acolo. Deci ea trebuie să fie un mediator. Stați că ajungem și la părinți, că discutăm și despre relația Oanei. Cu tatăl ei, nu mai se întrebe Ornela... O, acolo nici nu există. Se întrebe Ornela cum vedea. Nici nu știu dacă să-l numesc conflict. Da, stadiul nu, în care a ajuns relația între aceste două surori celebre, repet. Da, și amândouă, până la urmă, sunt două persoane cu scaunul la cap, sincer. Și Oana și... cred că este o perioadă, nu știu, mai cu toții avem perioade de astea mai, de ceva vreme mai ciudate, mai nu știu, poate că nu ne regăsim, poate că suntem preocupați și nu mai ai chef de nimic, dar eu cred totuși că ele se iubesc. Catinca cu Oana. A, sigur deci că da. Deci eu cred că ele simt foarte da. Mult una la alta. Absolut. Dar cred că e situația așa, nu știu, mai tensionată, mai e ceva acolo. Dar cu siguranță lucrurile astea negative vor pleca. Da, și cât văzut, de curând. Catinca spune, nu a mai vorbit în ultima vreme, deoarece Oana nu e genul de persoană care să-și discute problemele. Dar nu e, din ce înțeleg eu, din declarația Oanei, nu e vorba de problemele Oanei, ci totul ar fi pornit de la problemele mamei. Mioara Roman, exact. Așa e. Dragă, e foarte greu, foarte greu și foarte dificil. Deci nu putem noi să știm exact ce e acolo. Deci noi putem doar așa, ce vedem din afară. Dar ce... avem declarațiile lor, nu le dăm cu presupusul, discutăm pe baza ceea ce au spus și ele. Au declarat ce au vrut fiecare. Deci eu spun așa, că ele se iubesc între ele, că e un moment, exact cum spui tu, dar că lucrurile vor reveni la normal. Și singurul lucru care nu cred că va reveni este Petre Roman. Așa, că ajungem și acolo. Da. De ce spun asta? Pentru că... extrem de dureros. După ce a făcut confesiunile legate de lipsa tatălui ei din viața ei, din viața fetiței, a postat o fotografie veche cu ea și cu tatăl ei. Și și-a mărturisit dorul. A și scris dor de tată. Draga mea, eu înțeleg perfect, pentru că băiatul meu a trecut prin ce... Ei sunt foarte buni prieteni, au copilărit împreună și ia câte ca o aceea soartă. Deci doi copii buni, și Mitoșeru și Petre Roman, n-au venit să-și vadă copiii. Deci noi i-am crescut fără tați, nu știu cum să spun. Înțelegeți? Oana a crescut fără tată.
că în momentul în care s-a produs ruptura între părinții ei, divorțul între părinții ei, Oana nu era un copil. Da. Era destul de mare, dar și până atunci tot așa era la ei în casă. El venea să băga în birou la el, deci nu era o relație. Asta nu știu, probabil dumneavoastră știți din... Știu eu așa ce spun acum. Iar când a dat bacul, Oana a fost sabotată. Sabotată este cuvântul la note, din cauza că Petre Roman era... Nu facem acuzații fără dovezi că... Nu, dragă, nu, dar eram acolo. Și Oana a ieșit disperată pentru că profesorul de limba română i-a scăzut media pentru că era în alt partid. Deci iată că a avut de suferit că a fost fata lui Petre Roman. Nu a avut de câștigat. Și pe lângă faptul că ea suferă din cauza lipsei părintelui ei din viața ei, suferă și din cauza faptului că fetița ei nu are parte de dragostea bunicului. Aici nu mai știu cum e, pentru că da. Mihai nu are copil și tată său nu a trebuit să vină să vadă copilul. Cred că e și asta o durere, că întreabă unde e bunicul, bietul copil. Și ce să-i spui? Uite-l în poză. Da. Da. Nu știu de ce se poartă așa. Petre Roman este un om deștept, este un om cu o familie frumoasă acum, deci n-are niciun motiv ca să nu vină mai să vadă... Mai vedeți vreo reînnodare a relațiilor? Mai vedeți posibilă? Mă, oricând e posibil. Oricând. Deci eu după 20 de ani am înodat într-un fel și voi știți bine că bine am făcut. Deci și acum depinde de Mioara cum o să gestioneze toată treaba. Că normal așa ar fi, ea să dea telefon, ea să îi vorbească cu el, ea să-l roage să vină la fetiță. Ia, lucrurile astea nu cred că se întâmplă, dar e clar că semne din partea Oanei vin în această direcție. Mulțumesc! Cu drag!